invitația maestrului Ham se aduce, iată, la Sibiu, în acest an centenar, aici, în inima țării, culoare și bogăție, explozie și muzicalitate. Și este o onoare că, iată, acum, în acest an, să găzduim în cadrul Muzeului de Artă Contemporană, din cadrul Muzeului Național Bruckenthal, expoziție care vorbește nu doar despre un artist, cât și despre viața noastră a tuturor. Jean Christian Hamsa reprezintă decenii de muncă, artist neistovit și mai presus de astea, artistul stării. Dr. Hamsa nu este altceva decât tăria cu care domnul Hamsa își realizează lucrările. Este toată forța, cum spune el, 20 de tone de putere și sentiment, care sunt reduse la atingerea unei pensule, sunt reduse la nici măcar un centimetru pătrat, care creează atmosfera. N-am mesaje verbale în aceste lucrări, ci sunt numai mesaje picturale, să le spunem, sau adică nu mă folosesc de limbajul vorbit, scris, ci încerc să folosesc limbajul plastic, care se naște din pensulă, culoare, linie, suprafață, tentă, deci de fapt transmiterea directă a sentimentului meu.